Bine v-am găsit. Săptămâna aceasta o să o dedicăm penalilor care vor să intre în Parlament. În mod incredibil, politicienii care au scăpat de arest sau de pușcărie dau din coate să prindă un loc eligibil pe listele de partid. Mulți dintre ei au condamnări cu suspendare sau dosare pe rol. Mulți se gândesc în continuare că imunitatea parlamentară i-ar putea scăpa de alte dosare. Un astfel de personaj este necunoscutul deputat Dorinel Ursărescu de la Neamț. Ursărescu a fost șeful PNL Neamț, iar în anul 2012 se afla pe cai mari, deoarece conducea USL-ul la nivel de județ și avea o relație apropiată cu șeful de atunci al liberalilor, Fina Antonescu. Acum Ursărescu face parte din ALDE, partidului Tăricianu. În anii 2000, Ursărescu fusese om de afaceri, se ocupa cu construcții și tranzacții cu combustibili. Însă până în anul 2012 ajunsese să-și falimenteze toate firmele. În 2012, Ursărescu a ajuns la putere pe valul USL și a început să tragă sporile politice în diverse combinații. Ursărescu avea nevoie disperată de bani pentru campania electorală, mai ales că afacerile sale erau, cum spuneam, pe butuci. Astfel, deputatul Ursărescu a intrat în combinație cu Marius Crăciun, un afacerist despre care presa locală din Neamț spune că face parte din lumea interlopă din Moldova. Acest Crăciun se ocupa cu tranzacții petroliere, mai exact importa motorină din Bulgaria și apoi încasa TVA-ul și accizele printr-o rețea de firme fantomă, fără să mai plătească taxele la stat. Cu alte cuvinte, afaceristul Crăciun era de fapt un evazionist fiscal profesionist. În 2012, deputatul Ursărescu trage sporile și numește pe un anume Valentin Grosu în funcția de șef al Vămii Neamț. Poziția de șef al Vămii era extrem de importantă pentru a-i proteja afacerile cu motorină ale evazionistului Crăciun, prietenul deputatului Ursărescu. După ce gruparea condusă de Crăciun și Ursărescu și-au pus omul la vamă, firmele lui Crăciun au început tranzacțiile grele cu motorină. Procurorii care l-au arestat pe evazionistul Crăciun au estimat că acesta a prejudiciat bugetul cu circa 1 milion de euro. Crăciun a stat în pușcărie pe parcursul anului 2013, iar apoi a fost condamnat la închisoare alături de deputatul Ursărescu. Crăciun a luat 5 ani și 8 luni cu executare, însă Ursărescu a scăpat de închisoare. O să vedem cum a fost posibil așa ceva. Totuși, procurorii au reușit să strângă dovezi care arată că pentru protecția oferită de deputatul Ursărescu, acesta primea șpagă de la Marius Crăciun, câte 100 de euro pentru fiecare tonă de motorină vândută. Cu toate acestea, deputatul Ursărescu nu a fost arestat și de-abia în decembrie 2014 a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Ursărescu a rămas în continuare deputat, iar acum mai vrea un mandat pe listele ALDE, partidului Tăricianu. Nu este posibil ca un deputat dovedit că a luat șpagă pentru a proteja o rețea de contrabandiști cu motorină să rămână în libertate și să aibă tupeul să rămână în politică și să vrea din nou funcția de deputat? Cum este posibil ca un deputat să se înhăiteze tocmai cu unul dintre liderii mafiei din județul Neamț? Ursărescu știa că afaceristul Crăciun a mai făcut pușcărie la începutul anilor 2000 pentru una dintre cele mai mari fraude făcute la rafineria Rafo, Carom și Dărmănești. Crăciun făcea parte din rețeaua de evaziune și contrabandă a lui Corneliu Iacubov. Alături de frații săi, Marius Crăciun deținea un celebru local în localitatea Săvinești, unde activau cele mai în vogă dansatoare la bară din țară și unde se adunau liderii grupărilor mafiote din Moldova. În final, ce-ar mai fi de spus? Personaje asemenea deputatului Ursărescu nu pot fi scoase din politică, nici cum. Cel mai probabil partidul lui Tăricianu va intra în Parlament, iar Ursărescu își va reînnoi mandatul de deputat spre rușinea alegătorilor din Neamț.